Sute de studenți, dar și atleți de performanță au luat startul la un cross aparte. Alergarea a avut loc în campusul Universității de Științe Agronomice printre kiwi și curmal chinezești. La eveniment a fost prezent și secretarul general adjunct al NATO Mircea Gioană, dar și multipla campioană Gabriela Sabo. Așa au început cursa la care au luat parte copii, elevi și studenți ai universității, dar și profesioniști în acest sport. A fost bine, a fost bine. A fost super ok. Ați mai participat până acum? Acum foarte mult timp. Foarte mult timp în urmă. Întâlnesc pe toți cei care vor să participe, pentru că e pentru sănătatea lor și pentru relaxare și pentru corp. A fost mai greuță prima tură, dar după aia mi s-a părut destul de ok. Am luat-o mai ușor și am accelerat în ultima parte ca să scot un timp cât mai bun. Nu am făcut niciodată 5.000 de metri. Mi-a plăcut. Și pentru voi? Obositor, dar foarte frumos. Exact. Adică ne-am ambiționat ca să terminăm cursa. Bun, asta e cel mai important până la urmă. Noi avem și un proverb, dacă putem să-i spunem așa, mereu când nu mai poți, mai poți puțin. Da. Maria are 10 ani și de mai bine de 3 ani practică atletismul. Visul ei este să devină o mare campioană. Eu am mai alergat un kilometru și a fost prima oară când am dat așa tare. Și mi-a plăcut, a fost o experiență drăguță. Vreau să devin campioana României la săritura peste garduri. Peste 600 de alergători au luat parte la prima ediție a crossului USAMV. Este un mesaj de deschidere a școlii, nu numai către sport, ci către tot ceea ce contează pentru societate, pentru o dezvoltare sustenabilă. Eu mă bucur foarte tare că astăzi un număr destul de mare de copilași și studenți și amatori au venit să ia startul la cross. Noi astăzi ne lipsește foarte mult sportul școlar și universitar. Vrem să vorbim despre sportul de performanță. Ne lipsesc performanțele la nivel internațional, la toate categoriile sau la toate disciplinele. Ne lipsesc foarte multe lucruri și datoria noastră, oamenilor de sport, este să avem inițiative și să le și punem în aplicare. La evenimentul de astăzi a fost prezent și secretarul general adjunct al NATO. Când mă gândesc la nenorocirile care se întâmplă în Ucraina și la problemele pe care alți oameni ca și noi le au în această perioadă, nu pot decât să mă bucur că suntem într-o țară care e membră NATO, în care familiile și copiii și noi toți putem să ne bucurăm de o zi liniștită, frumoasă. Crossul USAMV este o competiție internațională certificată de World Athletic pentru cursele de 5 și 10 km.